Salutare, dragi cititori! Sunt eu cu voi, Sofia. Astăzi prelungim să lecturăm. Noi citim, voi ascultați cartea Aproape Sigur de Lisa Grab. Să continuăm. De fapt, s-a dovedit că era chiar foarte prietenos. Și la fel și tatălui. Tatălui Darren m-a învățat tot felul de chestii folositoare. Ca de exemplu, cum să țin mingea de fotbal american și cum să o arunc astfel încât să se rotească în aer exact așa cum trebuie. Nu m-am descurcat prea grozav la aruncările cu mingea, dar tata lui Darren a spus că am potențial. În tot timpul acesta, Calista a rămas pe bancă împreună cu caietul ei de desen. Cred că ei nu-i place fotbalul. Dar am observat că se uita într-una spre noi. I-am spus tatălui lui Darren că gândacul pe care l-a adus Darren la ora de științe mi s-a părut super grozav. El a râs și a spus că dacă mi-a plăcut gândacul acela, ar trebui să trec într-o zi după școală pe la ei, împreună cu Darren și te-i văd tot din sectarul. Zău? Am spus eu întorcându-mă spre Darren. Da, sigur, a spus Darren zâmbind, ar fi grozav. Adu-o cu tine și pe prietena ta. Pe Betsy am întrebat. Nu știam că lui Darren îi place de Betsy, dar nici de mine. N-am știut că îi place până în ziua aceea. Cred că uneori te poți înșela în legătură cu oamenii. Nu știu sigur dacă va putea veni. Lui Betsy îi plăceau insectele. Dar nu-i place de Darren. De asta eram foarte sigur. Nu, a spus Darren. Voiam să zic pe prietenul tău, pe Erlan. Aha, am spus, bine. Fetele nu se pricep la insecte, a adăugat Darren. Și nu știu de ce, dar după ce a spus asta, am dat din cap ca și când așa aș fi crezut și eu, deși nu era adevărat. Eram aproape 100% sigur că lui Erlan insectele îi se păreau scârboase. Acum cred că trebuie să plecăm. Mă bucur că te-am cunoscut, campionule, a spus tatălui Darren, punându-mi o mână pe umăr. Mi-a plăcut că mi-a spus campionule. Nu mai spusese nimeni așa niciodată. Și eu mă bucur, domnule Ackerman, am spus. Mulțumesc că m-ați învățat fotbal. Darren a întins pumnul înainte, înțelegând că vrea să ne salutăm așa. I-am lovit pumnul cu al meu. Pumnul lui Darren avea niște încheieturi foarte ascuțite. Ești cu un albie, a spus. Ne vedem luni. În timp ce se îndepărtau, l-am auzit pe tata lui Darren spunând. Uite ce prieten de treabă ai, Darren. Prieten? Darren Ackerman era prietenul meu și eu habar nu aveam. Te distra bine? M-a întrebat Calista când m-am întors la bancă. Își adunase deja toate lucrurile în geantă și se pregătise să mergem acasă. Da, am răspuns. Darren și tatălui sunt destul de drăguți. Calista a ridicat din sprâncene, ca și când ar fi vrut să spună ceva, dar nu a spus nimic. Doar și-a săltat rucsacul pe umăr. Ce? Am zis. Mă întrebam ce anume ezita să-mi spună. Nimic, doar... Calista își pironise privirile în jos, spre iarbă. În cele din urmă s-a uitat iar la mine. Doar să fii atent, ne-am înțeles? La ce să fiu atent? Am întrebat. Nu înțelegeam la ce trebuie să fiu atent. Suna de parcă ar fi fost prin preajmă un câine gata să mă muște, sau de parcă aș fi fost pe punctul de a aluneca într-o baltă de noroi, sau așa ceva. Calista mi-a pus în mână resturile de mâncare, apoi am pornit împreună pe alee către blocul nostru. Câteodată, a spus ea încet, dar apoi s-a oprit și mi-a arătat cu mâna spre pubelă. Eu am aruncat punga cu mizerie în pupelă. Câteodată, a continuat Calista, oamenii sunt amabili numai din interes. Atât pentru astăzi, dragi cititori. Astăzi a fost a 41-a zi de lectură. Pa, pa,
ne vedem data viitoare la un nou filmuleț.